Discutăm în continuare despre protestele fermierilor, transportatorilor din România. Aceste proteste au ajuns în a opta zi, iată, mai bine de o săptămână. Îl avem alături de noi și pe domnul profesor Cristian Pârvulescu. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Și noi vă mulțumim că sunteți alături de noi. Domnule profesor, cât de justificate sunt cele 76 de revendicări? Cu siguranță ați ascultat ce au avut de spus înainte de această intervenție a dumneavoastră fermierii. Ați văzut cum justifică prezența unor revendicări politice pe lista aceasta foarte lungă, dar toate aceste revendicări, cât de justificate sunt, mai ales că sunt semnate, citez, de poporul român? Nu sunt semnate de poporul român. Acești oameni nu reprezintă poporul român. Nimeni nu reprezintă poporul român. Poporul român este format din întreaga populație. Dumnealor sunt o parte și nici nu sunt convins că sunt o parte importantă. Fac acum aceste manifestații cu un scop politic, acela de a-și comunica dezideratele. Dacă mă întrebați în legătură cu legitimitatea acestor cereri, este o discuție foarte complicată. Cu siguranță, însă, aceste cereri corespund nevoilor pe care le-au detectat. Problema este însă simplă. Vorbim despre manifestații care au loc în România, în Polonia, unde au încetat astăzi, s-au suspendat, nu știm pentru câtă vreme, în Germania, o să mai vedem unde mai sunt aceste manifestații. Au fost în Olanda, au fost în Franța, vestele galbene. Vorbim despre ceea ce noi numim în știința politică un clivaj, o confruntare între lumea satului și lumea orașului. O confruntare veche, care ia forme noi. Este un clivaj înghețat, care în România ia forme noi. Dacă vreți, un partid care a reprezentat interesele rurale în raport cu cele industrial-urbane, era Partidul Țărănesc în perioada interbelică, pe care încetul cu încetul legionarii, ceea ce se întâmplă acum se poate vedea, l-au delegitimat și l-au înlocuit parțial. Deci avem interese diferite. Politica europeană a creat aceste conflicte, pentru că suntem într-un moment în care încălzirea globală, problemele climaterice sunt urgente, sunt o serie de politici care trebuie luate la nivel european. Cei care au primit subvenții decenii la rând și nu și-au adaptat modelul economic sunt afectați de acest lucru și reacționează. În Franța, vestele galbene protestau împotriva accizelor la combustibil și lucrurile au luat anvergură, au devenit o mișcare de protest, au vrut să transforme în partid, n-au reușit. În Olanda au protestat împotriva subvențiilor, împotriva faptului că nu mai continuau subvențiile în agricultură, au creat un partid, au obținut un succes mare la Senat anul trecut și locul 6 la parlamentare. În Germania, la fel. Deci, vorbim despre o mișcare care este antiecologistă, dacă vreți, o mișcare care este antipostindustrială, care vrea să protejeze lumea rurală și modelul economic pe care lumea rurală îl reprezintă. Este aceasta o soluție pentru România? Eu înțeleg că domnii aceștia, pentru că n-am văzut doamne, dar probabil că or fi, au probleme economice care sunt reale și care țin de modul în care și-au construit afacerile, fie transporturile, fie agricultura. Dar care este soluția pentru România? Va trebui să renunțăm la politicile verzi pentru a susține o minoritate? Nu știu. Dar cred că dezbaterea trebuie purtată în mod real. Ce vedem? Că folosesc mijloace contundente. Apropo, camionagii au fost mereu legați de extrema dreaptă în Canada acum 2 ani de zile, în Brazilia acum 1 an de zile, au manifestat politic pentru înlăturarea în Canada a guvernului Trudeau, pentru menținerea lui Bolsonaro la putere în Brazilia. Există o asemenea legătură și cred că între multele revendicări pe care le-au avut, putem să vedem și forme de operaționalizare a unor teorii conspiraționiste. Problema rămâne însă aceea a modului în care guvernul se raportează la această situație, pentru că cel care trebuie să rezolve problema, arbitru, este guvernul. Ori guvernul a preferat să treneze, să lase situația să crească, poate pentru a o rezolva în mod spectaculos în ședința de guvern de mâine, ca lucrurile să se clarifice și în felul acesta primul ministru să apară ca un adevărat împăciuitor al națiunii. Ați spus că guvernul a trenat intervenția. Ar fi trebuit să fie mai activ în negocieri? Ce ar fi trebuit să facă pentru ca să nu ajungem la
8 zile de proteste și mai mult decât atât să nu ajungem la alte proteste, că vedem ca un bulgăre de zăpadă numărul nemulțumiților începe să crească în România. Bineînțeles că începe să crească, dar totul a început în luna iunie, când au început mișcările profesorilor, când guvernul a cedat, a mărit salariile fără să aibă bază de finanțare, când am văzut cum egoismul sindical atinge coste extraordinare, un lider de sindicat explica că nu-i pasă de unde face rost guvernul de bani, ca și cum guvernul ar fabrica bani, așa cum se pare că nici acestor protestatari nu le pasă foarte mult despre ceea ce înseamnă bugetul României, dincolo de faptul că nu e așa, blocarea punctelor de frontieră cu Ucraina este o expresie directă a unor tendințe pro-ruse pe care în teoriile conspiraționiste care funcționează, care circulă în România, le-am văzut de multă vreme. Guvernul putea să rezolve problema de la început. Apropo, niciuna din problemele acestea nu e o problemă nouă. Aceste probleme sunt probleme care există de mai multă vreme. Faptul că ele au apărut acum ține pe de o parte de calendarul electoral, pe de altă parte de calendarul lucrărilor agricole. În ianuarie nu sunt lucrări agricole, deci se pot face proteste și un an bun pentru că e anul electoral. Numai că aceste proteste sunt ca simbolică, ca imagine de o asemenea violență, încât ele creează un mare sentiment de participare sau ostilitate, o mobilizare a societății. Și cred că pentru că e an electoral, guvernul, în orice caz PSD-ul din partea guvernamentală, a dorit să folosească acest lucru pentru a-și dovedi competențele de negociatori, lăsând ca situația să atingă un punct culminant pentru ca apoi să o rezolve. Să vă mai întreb ceva referitor la partea politică a acestor proteste. Vorbeați despre interesele, influențele unor partide, dar am văzut protestatari care au alungat lideri de partide, de exemplu pe domnul George Simion de la AUR, încercând să se delimiteze politic de anumite partide din România. Totuși, am văzut protestatari care au anunțat de ce nu crearea unui partid al fermierilor, spunea domnul Andruș din unul dintre protestatari. Cele două lucruri cum se împacă? Se împacă foarte bine, pentru că faptul că nu-i acceptă pe cei doi lideri extremiști nu înseamnă că nu sunt de acord cu ideile lor, ci că nu vor ca imaginea acestora să se suprapună peste mișcare, pentru că riscă să nu mai aibă niciun fel de influență. Transferul se va face către cei care au mult mai multă capacitate de comunicare, nu? Cei doi lideri care au încercat să participe la aceste proteste și care, apropo, oricum le susțin cu foarte multă energie. Pe de altă parte, faptul că își doresc să creeze partide politice este o dovadă cât se poate de elocventă a faptului că e vorba de o mișcare politică. Apropo, nu e nimic rușinos să fie o mișcare politică și să-și revendice foarte clar obiectivele, pentru că interesele acestor oameni nu pot fi rezolvate decât politic. Ele nu sunt interese simplu sociale. Ele se pun pe masa decidenților. Orice mai simplă formă de presiune asupra decidenților este presiunea politică. Dar soluția nu sunt protestele de genul acesta. Protestele nu favorizează decât această fragmentare a societății într-un an electoral și nu creează condiții pentru negocieri și compromis. Dialogul social nu presupune decât în ultimă instanță aceste forme de manifestare, ori elementele dialogului social nu le-am văzut. Apropo, am văzut astăzi cum liderii organizațiilor transportatorilor au fost să negocieze la guvern, spunând că ei nu sunt pe stradă. Este evident că marea majoritate a celor care sunt pe stradă îi reprezintă și au folosit acest mijloc pentru a face presiune asupra guvernului, însă până la urmă discuția tehnică se poartă între cei care cunosc problemele. Unul dintre cei pe care i-ați invitat mai devreme spunea, bun, problema se rezolvă în momentul în care se reduce RCA-ul. Iertați-mă, RCA-ul nu poate să se reducă prin intervenția guvernului, în măsura în care avem o piață liberă, pentru că sunt niște costuri care vin din niște realități, număr mare de accidente, utilaje agricole învechite, mașini, camioane de transport care sunt învechite și care au costuri foarte mari, toate lucrurile astea presupun niște costuri.
Și cum, revin, e vorba de modelul economic care a fost susținut de o bună parte dintre întreprinzători în cele două domenii și care nu este fezabil în acest moment. Vor să îl mențină, fac proteste să îl mențină, dar vă întreb care vor fi costurile acestui efort. Foarte probabil guvernul va face concesiile pe care le poate face. Știm că nicio concesie nu înseamnă altceva decât costuri financiare și în final costurile le vom plăti toți. Deja fiecare dintre cetățenii acestei țări, de la cel care are o zi până la cel care are 105 ani, are o datorie de 8.000 de euro pe cap, care crește în fiecare secundă și va crește în continuare în acest an electoral.